Fericire cine are ca ajutor pe Dumnezeu. Fericirea vine întregul omului când tu l-ai pe Dumnezeu ca ajutorul tău. Slăvit să fie Domnul. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Dacă lipsește fericirea din viața noastră, cred că lipsește Dumnezeu. Pentru că unde e Dumnezeu apoi bucurie? Pentru că unde e Dumnezeu apoi fericire? Chiar dacă trecem prin mare cu emoții, chiar dacă trecem prin foc, bine, Domnul spune, eu sunt cu tine, eu sunt cu voi. Și unde Dumnezeu acolo e biruință și e bucurie, slăvit să fie Domnul. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Tot ce am trecut. Auzeam mărturia fratelui pastor Lazar Boc. A trecut el, a trecut soția, a trecut din fac. Acum e printre noi și dacă e sănătos. Eu cred că Dumnezeu l-a lăsat să fie o binecuvântare pentru toată națiunea Romei. Eu așa cred. Eu cred că Dumnezeu l-a lăsat pentru noi o binecuvântare. Și l-a lăsat ca noi să ne bucurăm de El și de ceea ce face Dumnezeu. Așa că împreună cu El suntem mai mult decât Dumnezeu tot. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu. Asta am povesteam la fratele pastor, tot ca să stăteam în El. Atâtea familii tinere care nu au avut fericire, nu erau fericiți. Mai încearcă și probleme. De 10 ani, tot ne-am luptat în rândul fratele Vasile Căpitan de a făcut aceste strângeri de familie, unde foarte multe familii s-au reabilitat, s-au așezat pe vreme între ei și au venit fericire de la Dumnezeu, ca să o face numai slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Dumnezeu. Mulțumesc, Doamne Iisuse! Ne-ai ales pe noi, totul cea mai jos. Ne-ai ales și ai făcut din noi o împărăție. Ne-ai făcut preoți, Doamne. Asta spuneam că Israelul a ales o singură seminție de a fi preoți. În România aveai români, unguri, dar niciodată țigani. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a făcut și de noi țigani preoți al lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Fericirea, bucuria o aduce doar numai Dumnezeu, prin prezența Lui. Și interesant că bucuria vine și atunci când nu poți să te bucuri. Dumnezeu aduce fericirea și atunci când n-ai putut obține ceea ce te-ai rugat. De multe ori noi ne rugăm. Și câteodată nu suntem fericiți pentru că nu căpătăm ceea ce noi am cerut de la Dumnezeu. A fost rugăciuni când Iisus a rugat și n-a căpătat. Și Iisus, i-a spus Tatălui, îndepărtează acest pahar. Și Dumnezeu a trimis un înger, l-a întâlnit, că paharul trebuia să te. Noi suntem fericiți și atunci când nu căpătăm ceea ce ne rugăm. Noi suntem fericiți și atunci când ușile sunt închise. Noi suntem fericiți și atunci când nu avem ce pune de masă. Pentru că împreună cu noi e Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Am dorit în rugăm asta zile de astăzi, în seara asta, acum, să ne rugăm, să-i spunem Domnului, Doamne, nu vrem să fim fericit, doar cât stăm aici împreună. Vrem să ducem acasă această fericire în inima noastră. Vrem să ducem bucuria în inima noastră și acasă, în casele noastre. Pentru că și acasă e nevoie de fericire, de bucurie pe care o primim aici. N-avea să fie o fericire de moment, nu. Avea să fim fericiți. Eu mă gândesc că tinerii din Babilon s-au gândit în mintea lor. Decât în mâna împăratului de Nebucadnețar, mai bine în foc, dar cu Dumnezeu. Mai bine în apă, dar cu El. Mai bine acolo necas, dar cu necas cu El. Pentru că acolo unde e Dumnezeu, e fericire. Slăvit să fie Domnul. În timp de fratele Vasile Oprea, să ne conducă cu două, trei slove din o cântare și în timp acestei cântări, să ne închinem în prezența lui Dumnezeu. Și se spune, Domnule, Doamne, vreau fericire în casa mea. Vreau bucurie în casa mea. Vreau, Doamne, în viața copiilor mei, fericirea și bucuria. Și Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Pentru că Evanghelia, fără bucurie, n-are rost, nu e Evanghelie.
Dacă o să ne vadă oamenii cântând și predicând Evanghelia, nefericiți oamenii vor crede că noi nu avem de Dumnezeu. Nu se poate un creștin în comina lui Dumnezeu. Se spune, trăiesc pocăința, dar nefericit. Nefericiți sunt oamenii care nu au pe Dumnezeu. Trăim într-o lume nefericită. Dar noi suntem fericiți. Pentru că avem de Dumnezeu. Pentru că ne-ai iertat păcate. A plătit toată lumea de plată prin care trebuie să o plătim noi. Și nu știu cât ar trebui să suferim și să dăm puterii, să plătim tot. O venit de jos, spus că costă. Mult. Cât ai să duci? Mult. Plătesc eu locul tău. O să fii fericit. Dar trebuie să mor. Mor eu locul tău. Ia pe o povară asupra mea, să fii fericit, să trăiești tu. Omorind în Dumnezeu, să trăiești tu. Dar nu să trăiești de fericit. E fericit împreună tu și toată casa ta. Slăvit să fie Domnul. Invita pe biserica cu toți. Să ne închinăm înaintea Domnului, spune, Doamne, vreau fericirea ta, vreau bucurie, vreau prezența ta, viața mea și viața copiilor mei. Doamne, ajutorul tău, îl vreau. Te vrem pe tine, Doamne, vrem prezența ta. Ne rugăm toți.
Slăvi să fie Domnul. Amin. Slăvi să fie Domnul. Amin. De bine și de mai să ne vrem în ordinare. Ca să aducă Dumnezeu binecuvântare prin acest om al lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu primește ne va binecuvântare și vom devine o binecuvântare în lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze pe la să vă mulțumim. Amin. Pe el și familia lui, nepoțelul lui, prin harul lui Dumnezeu am ajuns la al șaselea nepoțel, am devenit bunicus, nu bunic, în sora Izbiu și Neroni, bunic după 10 de ani tot. Luna asta la sfârșit voi face și frumoasa vârstă de 46 de ani înainte. Ne bucurăm în continuare din jocul nostru, fratele nostru sun și iubiți, să-i practică, care să se zice prima oară în comun, e vreo și așa din Dofea, Domnul să vină în Dumnezeu. Cu noi primăria, Domnul Dumnezeu să ne vină în Dumnezeu, în mult atâta Dumnezeu e cu noi, primăria e cu noi, toți suntem vreo cu noi, pastorii sunt vreo cu noi și a fi doi ca să rămas în continuare și conducătorul de la Haien, fratele Papa și conducătorul de la București, fratele Remu și toți slujitori, toți suntem trebuie să suntem împreună. Aș vrea să vă spun că nu trebuie să mă uit la ce să mă uit. Nu. Eu mă uit înapoi, mă uit la acest pastor frumos, bogat în credință și mă bucur. Tu trebuie să te uiți la mine să te bucur. De fapt, bucuria noi suntem, bucuria am adus-o noi aici. Pe Dumnezeu l-am adus noi, e inima noastră aici. Că dacă noi pe Dumnezeu și Dumnezeu noi, bucuria trebuie să o aducem noi. A dat un sede, a dat un sol. Tu eres el motor.
Thank you.
și adesea să rostim cu toți din toată inima, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. De fapt, pentru mine, această zi este o zi specială, datorită faptului că astăzi împlinesc 27 de ani de căsătorie. Domnul cu 27 de ani, Dumnezeu mi-a dorit o soție frumoasă și binecuvântată. Mi-a dorit o familie minunată, niște copii frumoși și pot să zic că, cu adevărat că fericirea mi-a binecuvântat în familia mea. Am primit în lumea care trăim, în societatea aceasta în care decăderea morală este atât de avansată, că este la cea mai înaltă culme avansată decăderea morală și în ceea ce privește familia, guvernele, societatea în care trăim, comunitatea europeană, parcă promovează atât de mult lucrurile care nu mai sunt după voia lui Dumnezeu. Și dacă privim la lumea în care trăim și privim la programul pe care îl avem în această zi, pot să zic că este puțin un slogan îndrăzneț pentru lumea în care trăim. Pentru că lumea de afară, dacă privește la secretul fericirii în familie, nu poate să înțeleagă lucrul acesta. Datorită faptului că lumea promovează și guvernele mai mult încurajează divorțul în lumea în care trăim. Căsătoriile care nu sunt după voia lui Dumnezeu sunt promovate de guvernele lumii acestea în care trăim. Și probabil că lumea de afară se întreabă ce este secretul, care este secretul fericirii în familie. Dar laudat să fie Domnul, pentru că Dumnezeu este acela care și-a instaurat prima instituție pe pământul acesta, familia. Și a așezat-o în cel mai frumos loc pe care putea să-l facă pe pământ, în biserică. Biserica lui Dumnezeu încă mai experimentează în zilele noastre această fericire. Încă mai experimentează această bucurie de a fi împreună cu Domnul. De fapt, când vorbim despre fericire, mulți dintre noi ne gândim la posesiuni, probabil. Și această fericire este o fericire doar de moment. Pe când, când vorbim despre fericirea în Dumnezeu, ar trebui să fie o stare continuă în viața fiecăruia dintre noi. Fericirea nu trebuie să fie doar de moment în viețile noastre, în familiile noastre. Și ar trebui să fie o stare continuă în care să o experimentăm în fiecare zi a vieții noastre. De fapt, când vorbim despre fericirea în familie, înseamnă o viață plină de Duhul Sfânt, călăuzită de Duhul Sfânt. Atunci când vorbim despre fericire, înseamnă o apropiere de Dumnezeu. Pentru că acolo unde există Dumnezeu, acolo unde există teama de Dumnezeu, există și respectul, există și fericirea. De aceea am privit în cuvântul Domnului și spunea Solomon în Psalmul 128, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Ferice de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucrurile mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare în unul casei tale. Copiii tăi stau ca niște răstari de măsiri împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântată și pot să zic, familia care se teme de Domnul. De fapt, când vorbim despre teama de Domnul, ce înțelegem noi prin lucrul acesta? Și aș vrea să ne gândim doar la cel puțin două aspecte în această seară. Teama de Domnul, de fapt, înseamnă respect. Teama de Domnul înseamnă, de fapt, ascultare. Atunci când respecti pe cineva, atunci când asculți de el, el te va binecuvânta. Atunci când ascult de vocea lui Dumnezeu, atunci când îl respecti pe Dumnezeu, Dumnezeu va lăsa binecuvântare peste sufletul tău și peste familia ta. De fapt, ce avem noi și n-am primit de la Domnul? Și Dumnezeu ne-a dat cel mai frumos lucru, familie. Și atunci, în familie, când există respect, atunci când în familie există colaborare, ascultare, atunci când în familie plec principiile Sfinte ale lui Dumnezeu, vom avea succes. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Căci atunci te bucuri de lucrul minunat și ești fericit
și merge bine. Vrei să ai succes? Vrei să ai o familie fericită? Pune principiile sfinte în familia ta. Pune principiile sfinte în familia ta și teme-te de Domnul. Pentru că teama de Domnul, teama de Domnul te apropie de el. Teama de Domnul aduce respect în viața ta. Atunci când vei respecta pe Dumnezeu, îți vei respecta și soția, îți vei respecta și soțul. Atunci când vei asculta de vocea lui Dumnezeu, atunci va fi și colaborare între tine și soția ta. Atunci când vei păstra legea lui Dumnezeu în viața ta, o vei pune și în legea, și în viața copiilor tăi, și în viața soției tale. De aceea, vă rog, haideți să ne ridicăm la rugăciune. Și gândul meu pentru noi această seară, dacă am ieșit din principiile sfinte ale lui Dumnezeu, dacă nu mai există respect între tine și soția ta, dacă nu mai există colaborare între tine și soția ta, dacă ți-ai pierdut teama de Dumnezeu, în această rugăciune să spunem, da, Doamne, mă tem de tine, Doamne. Și am înțeles că teama de tine înseamnă, Doamne, ascultare, Doamne, înseamnă respect, Doamne, înseamnă colaborare, Doamne. Și Dumnezeu va fi acela care va binecuvânta familia ta. Și așa cum spune Domnul, așa este binecuvântată familia care se teme de Domnul. Cu toate biserica de Domnul. O, Doamne, binecuvântăm numele Tău ce să Domnul. Biserica Tofia nu numai ca nume, dar Biserica Tofia a născut slujitor. Vestitori ai Evangheliei, conducători de biserici, cântăreți, la care când ei cu mâna pe microfon, nu au netransmit. Biserica tot ce are valori. Valori mari. Fratele Opea, Domnul să binecuvânteze, fratele Lisi, fratele George, fratele Zaharia, fratele Cezar, fratele Mihai, fratele Vasile, fratele Mocan, Marian, sora Isaura, sora Cristina, avem valoare. Domnul să-i binecuvânteze. Cred că prin cântarea de laudă, prin care e laudă de Dumnezeu, încurajează. Știm foarte bine că cântările deschide inima, dar cuvântul o umple. Slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Dumnezeu. Cred că cântările de laudă pe care ei vor lăuda pe Dumnezeu le va duce în prezența lui Dumnezeu. Am întrebat că de ani de zile Biserica Tofia tot umblă după un slujitor. Dacă evanghelizează în Bârlat, după el Tofei. Dacă evanghelizează la Galați, tot felii după el. Dacă aud că e la București, tot felii după el. Mă, oameni, dar ce se întâmplă? Și am întrebat așa, ce se întâmplă? Zice, când auzim omul acesta, ne vindecă sufletul și inima. Eu l-am numit medicul, doctorul sufletului. A ajuns să-mi mișto cunosc, să binecuvinteze Domnul, fratele pastor Gabi Zegrean. Ne va sluji pentru mâine dimineață. E un om atât de mare, o inimă mare. Și el mi-a spus nouă, frateniță, și eu mă simt foarte bine în mijlocul nostru, ori de câte ori, și aduce aminte de Tofia. Eu v-am spus la voi, la Tofia, altfel. La noi, la români, este mai departe, cum am spus, dar la noi sunt simpe. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze în mijlocul nostru, valori, valori, valori. Nu ne-am gândit vreodată că o să stăm, o să sfârșim împreună, o să le ascultăm de faptele la Zărgoc, la auzea numai pe radio și pe astfel. Acum Dumnezeu ne-a adus aici. Să vine cu Dumnezeu la mâine. Valor, valor. Avem valor. Aici în față, valor, valor. Vrem și cu fratele Vasile Capitan și cu fratele Gheorghe Cazacu și vicele primar și Gabi și fratele Remus și fratele Gheorghe. Noi spunem Papa. Dar nu de la român, la Foblea. Avem valori. Aș vrea să vă spun că ori de câte ori mă duc într-o biserică, fie pe Mureșul de fratele Vasile e slujitor acolo. Noi spunem Bălăcean, nu știți tot, dacă spunem numele de familie, poate mă spun, nu? Și ori de câte ori mă duc într-o biserică, fie la București, fie unde, ca să merg să slujesc, doar mă uit la frați și mă duc.
Pentru că Dumnezeu cunoaște inima noastră, când noi ne-am întors la Domnul, erau mâine de oameni, erau foarte puțini. Și așa că începuturile noastre mai slabe, biserica Domnului e patrumbare, a crescut și acum cum să nu te bucuri că sunt copiii de căsucesc de Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Grupul de frați, sora Cristina Chiriac, de care și fata mea, primul copil de care îl avem în familie, Cristina, apoi George Grătești și fratele Vasile Dincă, au scos un CD nou, timbrat, scântăr noi, vreți să ne duceți acasă, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Apoi, în continuare, grupul de frați, valorile lui Dumnezeu, să laude pe Domnul, când ei pun mâna pe harfă și pe microfon, să simte prezența lui Dumnezeu. Îi spuneam la frați, fie la frate Opea, la frate Visi, sora Isaura, eu de multe ori am mers cu ei în evangelizare și am spus, eu nu vă duc cu mine la o evangelizare să-mi cântați oamenii. În momentul când voi cântați, mi se deschide inima și Domnul dă mesaj. Domnul Dumnezeu să-i binecuvânteze, ei s-au înțeles cum, am înțeles că prima va cânta sora Cristina și apoi ei în grup cum. Mai departe, cum s-a organizat în urmă acestor cântări, în timpul acestei cântări, vrem să plinăm și vasul și să puneți acolo cât Dumnezeu vă va pune pe inimă, dar nu mai puneți. Să vă binecuvânteze Domnul și în urmă acestor grupași de cântări, în continuare, ultima sesiune, ultima binecuvântare, a patra pe care ne-au sfârșit fratele pastorul în clasă, ascultă cuvântul lui Dumnezeu care ne maturizează și ne duce în prezența lui Dumnezeu. Însă, să ne rugăm în continuare, să avem o inimă bună și curată. Că pe Dumnezeu nu-L interesează cât trece prin capul tău, cât rămâne acolo. Pentru că ce rămâne, poate aduce rău. Vă mulțumesc. Domnul să fie Dumnezeu.
luatul, ca să miște a vieții tu, să mă ajuți o tată mea, să rămână planul tău. Tatăl meu, să rămână în planul tău. Dar știi că va veni o zi când soare sfânt strălucit, fericit vom fi mereu lângă tine, Domnul meu. Dar știi că va veni o zi când soare sfânt strălucit, fericit vom fi mereu. Iisus mi s-a deschis
dar cerul Iisus mi s-a deschis și prin ce toate la duce dragostea lui ne-a cuvins. Dar numai Dumnezeu ne-a schimbat viața, primirea lui Iisus i-a pus în soarta și mai mică rețele cu cai Duhul lui Iisus te duce rai. Dar numai Dumnezeu ne-a schimbat viața, primirea lui Iisus i-a pus în soarta și mai mică rețele cu cai Duhul lui Iisus te duce rai. Doamnelor și domnilor, înainte de a rosti mesajul acestei seri, permiteți-mi din nou să vă mulțumesc foarte mult pentru invitația la aniversarea dumneavoastră, la conferința aceasta. Să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că m-ați primit ca pe un om al lui Dumnezeu și vreau să vă spun că și eu m-am uitat la dumneavoastră ca la niște fii și fiice ale lui Dumnezeu.
m-am bucurat de părtășia pe care am avut-o cu dumneavoastră aici în Cuvântul Domnului, în hall, pretutindeni. Am făcut atâtea poze de când am venit aici, de m-am speriat. Mă bucur să pot să-l văd în seara aceasta pe fratele Gabi Zăgreanu. Mă rog Domnului să-i dea har mâine în slujirea concluzivă pe care o aveți aici. Cu ajutorul Domnului mâine voi pleca la Poiana Brașov ca să continuăm încă o tură de slujire, tot conferință de familie cu Biserica Izvorul Mântuirii din București. Tot ce facem ca să ne zidească sufletește, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, este bine și este bun. O conferință de familie este foarte binevenită. Vă încurajez, nu vă opriți din tradiția aceasta pe care ați creat-o, pentru că întărește părtășia dumneavoastră, întărește unitatea dumneavoastră, întărește familia și mai ales laudă pe Domnul. În seara aceasta voi căuta din cuvântul Domnului să vă motivez să fiți oameni noi, oameni diferiți mergând de la această conferință. Să poată să spună fiecare, vreau să fiu ceea ce am auzit din partea lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu. Am putut să acoperim câteva aspecte legate de familie și de viață de credință, de viață de credincios. Iar în seara aceasta am să vă invit să vă uitați cu mine în cuvântul Domnului în Ieremia, capitolul 3, versetul 16. Ieremia 3 cu 16 este pasajul biblic din care voi rosti cuvântul Domnului în această seară, în această concluzie a părtășiei mele cu dumneavoastră. Și aici cuvântul Domnului spune așa: când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând. Nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face un altul. Amin. Este un text ciudat. Un pasaj biblic cu care nu suntem obișnuiți să îl ascultăm în seminarii de felul acesta sau în evenimente de felul acesta. De fapt, profetul Ieremia este omul lui Dumnezeu care, prin slujirea pe care a făcut-o, a trăit foarte multe decepții, foarte multe dezamăgiri. Și anume, până acolo s-a dus în dezamăgirea și în decepția lui, încât în Ieremia 20, versetele 7 la 9, Ieremia va spune în felul următor. Traducerea Cornilescu spune: m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Pentru că, zice Ieremia, am vestit cuvântul Domnului, cum mi-ai zis? Mi-ai spus că m-ai chemat încă din pântecele mamei mele, dacă citiți Ieremia capitolul 1. Și mi-ai zis că mă trimit să vorbesc la împărat și la dregător și la mai mare acestei națiuni. M-am dus. Dar mi-ai zis ceva, Doamne. Că vei fi cu mine și nimeni nu-mi va sta împotrivă când voi vesti cuvântul tău. Dar dacă vă uitați bine pe firul activității lui, Doamne, de 20 de ani de zile, de când vestesc cu credincioșie cuvântul tău, cuvântul tău nu mi-aduce altceva decât amărăciune, umilire, bătăi, închisori. M-au pus în groapa cu nămol, mi-au dat să beau apa întristării și să mănânc pâinea întristării odată la 2-3 zile când își aminteau de mine că sunt acolo. Doamne, unde-i făgăduința aia ta? Și acum ceea ce spune în pasajul pe care l-am văzut mai înainte, Ieremia 20 cu 7,
m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat, vreau să vă spun, în originalul ebraic scrie așa: m-ai înșelat, Doamne, și m-am lăsat înșelat de Tine. Eu m-am dus și am slujit după cuvântul Tău. Se poate, Doamne? Nu că, să nu înțeleagă nimeni, că Domnul l-a înșelat pe Ieremia. Este percepția lui Ieremia. Aceasta este percepția lui. El așa crede, Dumnezeu, m-a înșelat Dumnezeu. Dumnezeu nu înșală pe nimeni, nu poate să facă lucrul acesta. E împotriva naturii lui Dumnezeu ca să facă rău, să ispitească, să înșele, să ducă în eroare. Dar aceasta a fost percepția lui Ieremia. Cum ne rugăm noi de multe ori? A uitat Dumnezeu de mine. Dumnezeu nu poate să uite. Pentru că n-ar mai fi Dumnezeu dacă ar uita. El nu poate să uite. Dar nu spunem noi așa: Doamne, a uitat Dumnezeu de mine. Și acum, Ieremia, în pasajul pe care l-am citit în seara aceasta, spune acest cuvânt: am să vă spun ceva din partea lui Dumnezeu. O să vină vremuri când nu o să se mai vorbească niciodată despre chivotul legământului Domnului. Știți ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă să fii condamnat la moarte, să te autocondamn la moarte prin împroșcare cu pietre. Chivotul legământului Domnului era cel mai sfânt obiect din cortul întâlnirii și din templul lui Dumnezeu. Era pus în Sfânta Sfintelor, avea peste el, așa zisul, capac al ispășirii, și prin acest chivot al legământului Dumnezeu vorbea cu poporul lui Israel odată pe an, când marele preot intra acolo. Când chivotul era dus în războaie și era purtat de preoți, numai apariția chivotului punea spaimă în vrăjmaș, îi punea pe fugă și erau bătuți dinaintea lui Israel. Când chivotul legământului este purtat pe umeri de preoți și au călcat în Iordan, ce spune cuvântul Domnului? A secat Iordanul, s-a uscat Iordanul în fața lui. Pentru că acolo era prezența lui Dumnezeu. Și acum să vină Ieremia și să zică: știți ce? O să vină vremuri când nu o să se mai vorbească despre chivotul legământului Domnului. Despre cel mai sfânt obiect din templu și din cortul întâlnirii. Este ca și cum, invitându-mă pe mine la această conferință, aș fi venit și v-aș fi spus următorul lucru. Fiți atenți! Frați și surori, doamnelor și domnilor, am o veste bună din partea lui Dumnezeu. Vine vremea când nu o să ne mai trebuiască Duhul Sfânt și nu o să se mai vorbească niciodată de Duhul Sfânt. Cred că a doua oară nu m-ați chemat la conferința dumneavoastră, dacă aș spune așa ceva. Dar așa ceva a spus Ieremia. Ce a spus însă Ieremia? Când Ieremia a făcut această profeție, a avut în vedere două lucruri. Primul, el a avut în vedere o perspectivă profetică pentru vremurile din urmă. O perspectivă profetică pentru vremurile din urmă. Și anume, în timpul împărăției de 1000 de ani, când Iisus Hristos va domni literal pe pământ și va fi Domnul domnilor și Împăratul împăraților, iar la Ierusalim va fi asistat de David și peste Israel va domni David în perioada aceea de timp. Din nou, scrie în Biblie lucrul acesta, scrie. Dacă puneți Ieremia 30 cu 9 pe ecran, observați ce spune cuvântul Domnului, ce se întâmplă în mileniu, în timpul împărăției de 1000 de ani. Ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David pe care? Li-l voi scula. Deci Domnul îl va învia din morți pe David și îl va pune din nou să stea pe tronul lui de domnie, pe dinastia mesianică. Tronul dinastiei mesianice. Va fi co-regent, co-împărat împreună cu Iisus Hristos. Iar Iisus Hristos va fi domn peste întreg pământul. David peste Israel și Domnul Iisus peste întreg pământul. Domnul domnilor și împăratul împăraților. În timpul acesta al împărăției de 1000 de ani, deci asta vrea să spună Ieremia, Iisus Hristos va zidi cel de-al patrulea templu. Cel de-al treilea este în curs de a se zidi. Templul în care va intra Anticrist în timpul necazului celui mare și se va da drept Dumnezeu cerând închinare. Dar acest al treilea templu va fi distrus odată cu venirea a doua a Domnului Iisus Hristos pentru Israel. Și apoi, în timpul mileniului, Iisus Hristos va construi un templu numit Templu Milenar.
Va fi un templu de dimensiuni colosale, o construcție cu numai n-a mai existat vreodată pe pământ. Iisus personal se va ocupa de această construcție. El va fi arhitectul. Citiți Ezechiel capitolele 40 la 48 și acolo aveți toate detaliile în această privință. Sau ascultați Apocalipsa pe site-ul Bisericii Emanuel. Și atunci, de ce nu va mai fi nevoie de chivotul legământului Domnului și nu se va mai vorbi despre el în timpul împărăției de 1000 de ani? De ce? Va fi Iisus pe pământ. Nu trebuie să vorbească printr-o cutie de salcâm poleită cu aur. Oamenii vor vorbi față în față, gură către gură, cu Iisus Hristos. Un privilegiu nemai întâlnit de la Adam încoace pentru omenire. Este primul lucru pe care îl are în vedere Ieremia. Apoi cel de-al doilea lucru pe care îl are în vedere Ieremia și de care ne ocupăm noi în seara aceasta imediat. Ieremia a avut în vedere o profeție cu perspectivă asupra bisericii. Asupra bisericii. Și anume, Ieremia spune, va veni o vreme când pe pământ Dumnezeu va lucra de așa manieră încât nu va avea nevoie de un chivot prin care să vorbească oamenilor. Pentru că Dumnezeu în perioada aceea nu va locui într-un templu făcut de mâini omenești, ci va locui în oameni. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Și atunci nu va trebui Dumnezeu să facă o operație în pieptul nostru, să deschide pieptul și să ne pună acolo o cutie de aur și să vorbească prin cutia aceea. Pentru că Dumnezeu locuind în noi, Iisus locuind în noi și Duhul Sfânt locuind în noi, Dumnezeu va vorbi generației acelea a bisericii, generației noastre, prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Ați înțeles? Prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Lumea din jurul nostru nu trebuie să se ducă neapărat la un templu ca să audă cuvântul Domnului. Lumea din jurul nostru trebuie să se uite la tine și la mine și dacă locuiește Dumnezeu în noi, să avem curajul și inima și compasiunea să le spunem Iisus vă iubește, Dumnezeu vă mântuie. Cum se va mântui lumea dacă tu și cu mine nu vom sluji ca un chivot înaintea lui Dumnezeu prin care să vorbească Dumnezeu acestei generații? Dar pentru ca eu personal și casa mea, fiecare membru din familie, pentru ca tu personal și casa ta, fiecare membru din familie, să poată să fie folosit de Dumnezeu ca un chivot prin care să vorbească acestei generații de oameni, să vorbească cuvântul mântuirii, să vorbească cuvântul puterii, să vorbească cuvântul binecuvântării, cuvântul cunoașterii despre Dumnezeu, în chivot, adică în tine și în mine, ca în chivotul din vechime, trebuie să existe trei lucruri mari. Trei lucruri mari. Și acestea sunt spuse în Evrei capitolul 9 cu versetul 4. Evrei 9 cu versetul 4. Mergeți la computer, vă rog, și puneți pe ecran Evrei 9 cu versetul 4. Și aici cuvântul Domnului spune în felul următor. El avea un altar de aur, el fiind cortul sau templu, pentru tămâie, și chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, primul lucru, toiagul lui Aron care înfrunzise, al doilea lucru, și tablele legământului, al treilea lucru. Uitați-vă ce era în chivotul din cortul întâlnirii și din templul lui Solomon, așa? Și ce trebuie să fie în tine și în mine ca să poți să fii în mâna lui Dumnezeu într-adevăr, chivotul acela binecuvântat prin care Dumnezeu să binecuvinteze lumea din jur și să binecuvinteze casa ta, soția ta, copiii tăi, soțul tău, copiii tăi, să binecuvinteze pe cei ce nu cunosc ca să ajungă la cunoștința adevărului. Încă o dată, în chivot era un vas de aur cu mană, deci în chivot era mană. 2. Toiagul lui Aron care înfrunzise, mărturie. Pentru că așa mi-e spune, toiagul mărturie, adică al minunii. Și 3. Tablele legământului sau mesajul. Mană, mărturie și mesaj. Mană, mărturie și mesaj în chivot. În seara aceasta mesajul meu se va intitula Creștinul, un chivot. Creștinul, un chivot.
Și ca să pot să fiu chivotul acela, încă o dată, prin care Dumnezeu să-mi binecuvinteze casa, să binecuvinteze biserica și să binecuvinteze societatea. Eu, tu în dreptul tău, pentru că fiecare trebuie să purtăm această cinste și mărturie care ne-a dat-o Domnul de a-L reprezenta în lumea din jurul, pentru lumea din jurul nostru, eu trebuie să fiu în primul rând un chivot cu mană. Deci, creștinul, un chivot cu mană. Oare pentru ce ar sta simbolic mana în Scriptură? Pentru ce ar sta în Scriptură simbolic mana? Dacă ne uităm bine în cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, doamnelor și domnilor, mana în Scriptură stă pentru cuvântul Sfintelor Scripturi. Pentru cuvântul Sfintelor Scripturi. Pentru că mana a fost o hrană supranaturală pe care Dumnezeu a dat-o poporului lui Israel și l-a hrănit în pustie timp de 40 de ani, iar ceea ce hrănește sufletul nostru în această vremuri, în aceste vremuri, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă bucurați când auziți un mesaj care vă deschide Scripturile? Un mesaj care e însoțit de Domnul și cercetează biserica lui Dumnezeu? Nu merea ca și spui, Domnule, m-am hrănit astăzi. Amin. Te-a hrănit mesajul, cuvântul. Mana stă, deci, pentru cuvânt. În chivot trebuie să existe mană, trebuie să existe cuvânt. Și, de fapt, ar fi și inutil. Cum să te duci la semenul tău și să-i spui despre Dumnezeu dacă tu nu cunoști cuvântul? Ce să-i spui? Cam ce vrei să-i vorbești? Povești nemuritoare? Povești băbești? Dacă vrei să-L prezinți pe Dumnezeu, pe Dumnezeu îl prezentăm și îl reprezentăm numai prin cuvântul Său. Dar vreau să vă mai spun ceva. Mana reprezintă cuvântul lui Dumnezeu pentru că, spre surpriza multora, din cei ce nu se apleacă să studieze mai mult cuvântul Sfintelor Scripturi, mana a fost un produs supranatural. Notați, un produs supranatural. Foarte mulți teologi chiar și savanți și oameni s-au întrecut să explice ce-o fi fost mana aceea pe care au mâncat-o evreii în timpul celor 40 de ani în pustie. Și au zis, au fost niște copaci care produceau un fruct așa cu niște boabe mici, cu gust de miere, de albină. Și era foarte hrănitor pentru că era zahăr în el, nu? Și zahărul dă energie. Dar din pricina tăierii masive, pentru că au trebuit să intervină și verzii să explice Biblia. Nu li-e suficient că au idioțenile lor în cap, trebuie să ne mai explice și Biblia. Din pricina tăierii masive a pădurii, nu mai este copacul acela care se producă mana. Povești nemuritoare. Frați și surori, doamnelor și domnilor, mana este un produs supranatural. Ați auzit bine? Nu-i produs pământesc, este produs din cer. Din cer. Și dacă vrem să știm cu certitudine și am să vă dau textele biblice, mana este și astăzi, la ora aceasta, hrana îngerilor. Hrana îngerilor. Să știți că și în cer să mănâncă. Și să mănâncă bine în cer. Nu să mergem în cer și să numai tot să ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Ne vom bucura să ne uităm față în față la Domnul Iisus Hristos, dar se mănâncă în cer. Îngerii, hrana lor preferată este mana. Hai să vedem în cuvântul Domnului. Psalmul 78, versetele 23 la 25. Psalmul 78, versetele 23 la 25. Ia auzi ce spune cuvântul Domnului. El a poruncit norilor de sus și a deschis porțile cerului, cerurilor. Și versetul 24 zice: a plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Nu este vorbire figurativă. Și apoi versetul 25 explică: au mâncat cu toții pâinea celor tari. Expresia pâinea celor tari în ebraică, ghiburim, este pâinea îngerilor celor puternici. Au mâncat pâinea îngerilor celor puternici. Mană. Este argument în Noul Testament să ne spună că mana este un produs supranatural? Este. Dacă
Vă uitați cu mine în cuvântul Domnului de data aceasta în 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 3 și 4. Nu funcționează din nou computerul acela? M-aș bucura dacă ați pune pe ecran, pentru că biserica se zidește mai bine atunci când se uită la cuvântul Domnului. Deci, am spus, mană este un produs supranatural și în Biblie, în Vechiul Testament, se explică că este hrana îngerilor. Și Dumnezeu a deschis cerul să vină hrană de la îngeri și pentru oamenii de pe pământ. Uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 3 și 4. Toți au mâncat aceeași mâncare, vă aduceți la minte ce termine acolo? Duhovnicească. Ce mâncare? Spirituală. N-a fost mâncare materială. Ma lor li s-a părut că mănâncă ceva material. Li s-a părut. Și versetul 4. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, spirituală. Mai mult, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Marea mea uimire, frați și surori, Doamne și Domnul, este aceasta. Cum s-a întâmplat așa ceva în Israel și cum se întâmplă în biserică la ora actuală și în viața multor credincioși lucrul acesta? Dumnezeu a deschis cerul și a căzut mană din cer. Hai să zicem că la mană n-au știut să deosebească, au gândit că mănâncă ceva natural. Dar au mâncat hrana îngerilor, ajunsă pe pământ, prin voia lui Dumnezeu. Dar uitați-vă în versetul 4 încă o dată. Și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Vă rog să fiți atenți la ceea ce vreau să vă spun acum. Ei sunt la muntele Horeb. Și aceasta este, muntele Horeb este undeva înspre Arabia Saudită. Nu este în peninsula Sinai, undeva înspre Arabia Saudită. Dumnezeu i-a zis lui Moise, du-te la această stâncă numită stânca din Horeb și în fața lui Israel lovește stânca aceasta și va curge apă din ea. Fiți atenți! Moise s-a dus, a lovit stânca după cuvântul Domnului și a curs apă din ea. Și au băut o apă cum n-au băut niciodată. Lor li s-a părut că beau apă bună. A fost foarte bună. Ciudățenia este următoarea. Vedeți ce spune Apostolul Pavel prin Duhul Domnului? Au băut dintr-o stâncă duhovnicească care ce făcea? Venea după ei. Păi domnule, dacă stânca asta e în Horeb și ai lovit-o în Horeb și acum tu ai ajuns din nou la Marea Roșie, nu te-ai trezit la minte că stânca asta e tot după tine, domnule, și curge apă din ea? La nimeni nu i-a trecut prin minte să vadă lucrul acesta. Și să se întrebe, de ce stâncă e asta, domnule, care umblă? Că e tot stânca din Horeb, au văzut. Ce stâncă e asta care umblă? Era Hristos în mijlocul lor, care s-a arătat în perioada aceea de timp, pentru Israel, în momentul acela, sub forma unei stânci, s-a arătat prin stâlpul de foc, s-a arătat prin norul care era acolo, el s-a arătat prin multe feluri. Dar Hristos mergea tot cu ei și tot după ei și nimeni nu vedea. Și cu noi se întâmplă la fel. Ne face Dumnezeu bine, ne mântuie, ne binecuvintează casele, ne mântuie copiii, îi întoarce de pe drumuri unde au fost o perioadă de timp cu derbedeii veacului acestea. Și nu vedem că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Nu vedem că Dumnezeu și-a pus mâinile peste noi și acum trebuie să-i dăm laudă lui Dumnezeu. Trebuie să-L cinstim pe Dumnezeu. Trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și trebuie să spunem altora despre Dumnezeul nostru. Nu vedem lucrul acesta. Mai pentru faptul că odată ne-am rugat și unii s-au împlinit rugăciunea și am zis, a uitat Dumnezeu de noi? Nu cred că este drept. Credinciosul trebuie să fie un chivot cu mană. Credinciosul trebuie să aibă în el cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul viu al lui Dumnezeu. Și oriunde merge, dacă vrea să câștige pe cineva pentru Hristos, trebuie să spună acest cuvânt. Știți de ce? Pentru că este singura forță pe pământ care naște credință.
Astfel, dar credința vine în urma auzirii cuvântului. Poți să-i spui unui om de știință toate argumentele tale științifice despre Dumnezeu, că râde de tine și spune, sunt puierile argumentele tale. Dar citește-i simplu cuvântul Domnului și vei vedea ce efect are acest cuvânt. De ce? Pentru că este prezența lui Dumnezeu în acel cuvânt. Este prezența lui Dumnezeu în acel cuvânt puternic pe care Dumnezeu l-a rostit. Cuvântul Domnului este viu și lucrător. Și credinciosul trebuie să fie un chivot cu mană, cu cuvânt în el. Spiritual. Cuvânt spiritual. Cuvântul viu al lui Dumnezeu. Dar de ce trebuie să fie credinciosul un chivot cu mană în el? Pentru trei argumente. Primul argument este pentru evitarea cuvântului. Evitarea cuvântului. Știți ce se întâmplă? Sfântul Apostol Pavel ne spune în 2 Corinteni 2 cu 17. Și iau, luați aminte dacă nu putem să vedem. Uitați, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac câți? Câți? Doamne Iisuse, ai milă de noi. Cei mai mulți. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Știți de ce? Pentru că Apostolul Pavel te-ni prezintă și spune: unii predică Evanghelia și spun această Evanghelie din Duh de ceartă. Alții din slavă de șart. Ați văzut cum am spus eu? Deci două treimi strică cuvântul lui Dumnezeu. Două treimi. Abia a treia parte dintre cei ce se uită în acest cuvânt vorbesc cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Abia a treia parte. Și în această seară, adresându-mă dumneavoastră care am fost la această conferință, mă întreb: cum mergem acasă? Cu ce te duci în familie? Cu ce te duci în biserică? Cu ce te duci în societate? Nu vrei să mergi ca un instrument al lui Dumnezeu, ca un chivot al lui Dumnezeu, plin de mană hrănitoare, plin de cuvântul lui Dumnezeu? Prezintă-l așa cum este, nu-l strica. Dacă nu știi să-l explici, nu-l explica, citește-l doar. Mi-aduc aminte că m-a sunat într-o zi un frate și a zis: frate Gog, am venit să vă sun pe dumneavoastră pentru că studiați mult cuvântul Domnului. Am o întrebare, zice, la serviciu m-am făcut de râs. Și care e întrebarea? Păi ziceam, un prieten necredincios: domnule, citește asta Biblia mai mult decât mine, frate Gog, dar nu crede o boabă. Și astăzi când a venit la serviciu a zis: băi pocăitule, uite, am o întrebare pentru tine. Este drept ce spune Hristos al vostru că nimeni nu s-a suit la cer afară de Fiul care s-a coborât din cer, adică de Hristos, că El s-a suit la cer? Și am zis: este drept, că așa scrie. Și apoi zice, m-a luat de pe picioare cu a doua întrebare: atunci unde este Enoc și cu Ilie, măi? Și m-a încurcat. Și am zis: frate, de ce nu ești atent la ce scrie în Scriptură? Nimeni nu s-a suit la cer. Iisus a suit. Enoc și cu Ilie au fost luat de chică, domnule, și au fost răpiți. Așa, nu s-au suit. Este simplă povestea. Dacă nu cunoști cuvântul Domnului, spune: domnule, asta nu o cunosc. Așa cum zice David într-unul din psalmi, niște martori mincinoși mă întreabă ceea ce nu știu. Aceasta nu o cunosc. Și dacă nu o cunosc, spune eu că nu o cunosc. Sau cum am pățit odată în București. Eram absolvent acum al seminarului și eram păstor la Ploiești, făceam naveta la București. Avem bucureșteni aici. Pentru că nu vrem să-i supărăm prea tare, știți. Și eram omul ca și Elisei, în timpul în care turna în apă pe mâinile lui Ilie. Lucram împreună cu fratele Trandafir în același birou și sigur că fratele Trandafir ori de câte ori venea la birou și avea o problemă, trebuia să se meargă undeva: Lăzărică, trebuie să duci acolo, Lăzărică, trebuie să faci asta. Trebuia să fie un pozitiv de drept și să mă duc. În ziua de astăzi, când am ajuns la birou, fratele m-a așteptat în capul scărilor: Lăzărică, a murit sora Susana și astăzi trebuie să-i îngropată. Ma tale, te duci și-o îngropi. Bine, mă duc și-o îngropi. Unde? Păi îmi spune undeva în cartierul militar.
Și zice, și vezi că are loc serviciu de mormântare acolo acasă, e casă cu curte. Și încă ceva, să ai grijă ce vorbești, că femeia aceasta are 5 copii. 3 dintre ei sunt profesori universitari și 2 lucrează în Ministerul Afacerilor Externe, pe vremea lui Ceaușescu. Oameni cu poziție mare. Dar ea era singura credincioasă din familie. Și zice, fiind copiii foarte educați, ei au fost de acord ca mama să fie îngropată după dorința ei. Dar să ai grijă ce vorbești, că o să fie oameni de acolo din poziții ale înalte, zice, și să nu scap vreun cuvânt care să vină după noi după aceea. Bun, dar cu cine facă mormântarea, frate? O, zice, o să fie membrii bisericii mele acolo, du-te acolo. Mi-am cerut adresa, am luat un taxi și taxi m-a dus acolo. Când am ajuns acolo, erau 3 moși de la fratele Trandafir din biserică. Când spun moși, de la 80 de ani încolo. Ia. Atâta s-au prezentat, doar 3. Și fiii moartei au adus vreo 50 de demnitari cu ei. Am cântat cu cei 3 frați bătrâni până aproape mi-am pierdut vocea. Și pe urmă le-am spus o predică, ce am știut eu să le spun. Familia a fost foarte cooperantă. Mi-au venit la mine și au zis, părinte, tot ce ne spuneți dumneavoastră aia facem. Noi vrem să cinstim memoria mamei. Bine, m-am bucurat. Am terminat de spus, am avut de spus și am zis, nu, acum merge. Și m-a întrebat una din fiicele moartei, era profesoară universitară la Universitatea din București, profesoară de franceză. Și-a spus, părinte, cum facem acum? Și am zis, păi cum facem? Eu și cu coriștii mei mă duc în fața carului mortuar și mergem prin cartierul acesta cântând, după rânduiala noastră, până la cimitir. Cred că n-am știut ce spun. Bine, părinte, așa facem. Și noi venim în urma carului. Noi venim în urma carului. Când să ieșim din curte, o bubuitură puternică. M-am uitat în toate părțile. Ce s-o fi întâmplat aici, domnule? Ce s-o fi întâmplat? N-am văzut nimic. M-am temut să nu s-o fi făcut ceva de care trebuie să răspund eu sau să răspundă cultul pentecostal. Fica moartei, deci profesoara de franceză, m-a văzut că eu sunt așa de nedumerit, a venit la mine și a zis, părinte, zice, sunteți cumva nedumerit de explozia asta care a fost aici? Zic, da, nu știu ce s-a întâmplat. A, zice, nu vă faceți probleme, că nu s-a întâmplat nimic. Știți, zice, este chestia aceea cu borcanul. Și am zis, domnule, nu vă supărați, chestia aia nu știu. De unde să știu chestia cu borcanul? Și am zis, nu știu chestia cu borcanul. Dar aia, vai de mine, părinte. Păi chestia e cu borcanul, doar scrie în Biblie de ea. Zici, doamnă, în Biblia mea nu scrie de borcane. Că dacă scria ceva, vă citeam și aia, dar nu scrie. Părinte, scrie. Să mă convingă. Păi zic eu, care-i treaba cu borcanul? Păi, părinte, zice, în Biblie scrie că atunci când îți moare cineva la casă cu curte, înainte să scoți mortul din curtea casei, iei un borcan din ăla de 3 litri din care puneau castraveți. Și îl bați de roata carului să se împrăștie. Pentru că diavolul se sperie și moartea și nu mai intră în curtea aceea. M-am uitat la ea și în sine mea m-am gândit, domnule, ce dragi fricoși or fi prin București ăștia să se sperie de aspirine, domnule, ce borcan. Așa vorbeau de Biblie. Nu așa se vorbește Biblia. Un chivot al lui Dumnezeu are un cuvânt curat. O mană sfântă venită de sus. Cuvântul nu l-au adus prorocii. Cuvântul ne l-a adus Duhul Sfânt prin proroci. Sfântul Apostol Petru spune în 1 Petru 1 cu 10 la 12. Profeții din vechime au vorbit aceste lucruri care vă sunt descoperite vouă prin Duhul lui Hristos care vorbea în ei. Cu acest cuvânt trebuie să mergi la semeni. Cu acest cuvânt trebuie să-i vorbești soțului, soției, copiilor. Nu cu povești băbești, cu tradițiile în care ai crescut. Cu borcane și cu aspirine. Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru evitarea lui, de aceea trebuiește închivot cuvânt viu. Pentru că levită, îl strică. Al doilea argument este, nu numai pentru evitarea lui, este pentru eternitatea lui.
Psalmul 119, versetul 89, cuvântul Domnului spune: cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Ia uziți, cât rămâne în cer cuvântul Domnului? Cât? În veci. Noi, păstorii, avem o slăbiciune și vă spun, avem de mai multe, dar vă spun de una acum. Eu m-am pocăit de asta, am altele. Când suntem așa la adunări și vin mulți frați invitați, mulți păstori, lucrători, nu o fi cazul probabil în seara aceasta, de obicei cam se spune bisericii în felul următor: fraților, acum a venit și fratele Gabi aici, știți că dânsul are un cuvânt bun. După ce vorbește fratele Gog, mai cântă frații și apoi să-l spunem și pe fratele Gabi. Ca apoi știți ce, fraților, când o merge în cer, acolo nu ne mai predică nimeni, acolo numai cântăm și ne bucurăm. Gogoști. Că nu o fi așa. Vă spun că nici în ceruri nu scăpați de mine. Facem studiu biblic acolo. Facem studiu biblic. Dacă cuvântul Domnului dăinuiește în veci în ceruri, nu dăinuiește în veci în ceruri să se umple de praf. Dăinuiește în veci în ceruri să-L studiem până la infinit. Și totul noi vom ajunge la capăt, pentru că este înțelepciunea lui Dumnezeu în El. Datorită eternității Lui, trebuiește închivot un cuvânt viu, o mană vie. Este primul argument datorită evitării Lui, al doilea datorită eternității Lui și al treilea argument este datorită edificării care este în cuvânt, a zidirii care este în cuvânt. Pe mine, vreau să vă spun, nimic nu mă satisface mai mult în suflet și în duhul meu decât cuvântul Domnului. Sunt bolnav dacă nu-L citesc într-o zi, dacă nu-L studiez. Sunt bolnav sufletești. Și acest cuvânt al Dumnezeu te edifică, te zidește. Probabil că vă veți duce de la conferința aceasta acasă, poate unii dezamăgiți. Am crezut că fratele ăsta o să predice mai altfel, ceva mai bun, că ne-am așteptat. Poate unii o să vă duceți și o să ziceți: ce mi-a zidit Domnul în zilele acestea. Nu știu ce o să ziceți fiecare, dar cuvântul Domnului te zidește, te edifică. Îți ridică sufletul, îți dă speranță, îți deschide mintea. Te face înțelept, te civilizează, te transformă, te înnoiește, pentru că este putere în El. Creștinul trebuie să fie un chivot cu mană. Cu mană. Cu cuvântul supranatural al lui Dumnezeu, venit de sus. În al doilea rând, creștinul trebuie să fie un chivot cu mărturie. Pentru că în chivot trebuie să fie toiagul lui Aron, care în Biblie este numit toiagul mărturiei. Ce se întâmplă? Să luați aminte cei ce sunteți probabil mai noi în pocăință și nu cunoașteți bine istoria biblică. Poporul lui Israel este în pustie și este în proces de reorganizare. Și Domnul i-a vorbit lui Moise, care era căpetenia lor în vremea aceea, și i-a zis așa: fiți atenți, că și noi avem aceleași probleme în biserici. Și zice: Moise, uite ce să faci. Ia-i pe fratele tău, pe Aron, și îl ungi mare preot. Și apoi ia-i pe leviți, pe nepoții tăi, și îi faci preoți. Na, faci asta în biserică. Deci ăsta, Domnule, și-a pus toate neamurile în comitet. Și frații, și cumnații. De nu mai poate face nimeni în biserică nimic de ei. Nu este așa, zboară până în tavan. Dar și atunci au zburat. Imediat au venit reprezentanți de celorlalte seminții și au zis: Cum? Aron mare preot și nepoții tăi leviții preoți? Noi nu putem face slujba aceasta? Și atunci Domnul Moise s-a speriat. Dar Domnul i-a zis: stai puțin, stai că o rezolvăm problema. Ia, cheamă pe toți, și acum vă rog să fiți atenți, pe toți liderii de triburi sau seminții, să vină la tine, la cortul întâlnirii. Și când auziți în Biblie, poate acum aveți pricepe ceva mai mult din ceea ce vorbește Sfânta Scriptură, când auziți în Biblie despre fiecare și-a luat toiagul, toiegile, să nu creadă nimeni că toiagul despre care vorbește Scriptura este o bâtă de cioban, mai mare decât ei. Nu. Toiagul despre care vorbește Biblia semnează fiecare să-și ia sceptru. Sceptru, în semnul puterii. De ce zicem sceptru? De ce am argument să spun că e sceptru? Sigur că am argument să spun că e sceptru și nu-i toiag bătă de cioban.
Chivotul legământului lui Dumnezeu era o cutie de lemn de salcăm, poleite cu aur și pe dinăuntru și pe din afară. Era lungă de 90 de centimetri. Câte 90 de centimetri, fraților? 90, ia, mai puțin de un metru. Lată de 40 de centimetri și înaltă de 40 de centimetri. Ce bâtă de cioban poți să pui acolo? Când spune în Biblie toiegele și-au adus toiegele, spune și-au adus, ăsta e, sceptru. Era de regulă făcut din lemn de migdal, care era uscat bine la foc și după ce era uscat bine la foc, era încrustat cu tot felul de semne, era pus pe el inele de aur, inele de argint, de bronz, era foarte frumos, așa cum sunt în sceptrele prezidențiale astăzi. Fiecare șef de trib avea câte un sceptru din acela, pentru că era în semnul puterii și autorității în trib. Nu știu dacă primarii au ceva, n-aveți, e foarte bine. Așa. Și Domnul a zis, fiecare să vină cu sceptru, să le pună în cortul întâlnirii și numai noapte să le lase acolo. Și dacă vreun sceptru din acestea se transformă peste noapte într-un migdal, pom adevărat, un lemn uscat, încrustat cu aur, cu argint, cu bronz. Deci de multă vreme smulți din pământ, tăiat din pământ. Dacă vreun sceptru din acesta se transformă în copac real, cu rădăcină, cu trunchi, cu crengi, cu frunze, cu flori, cu fructe în coacele și cu fructe copte, cu migdale copte. Da, sceptrul ăla, migdalul acela, o să-ți spun ce să faci cu el, să-l faci înapoi sceptru și să-l pui în chivotul legământului. Va fi toiagul mărturiei. Mărturia că eu am ales seminția aceea, cu este sceptrul aceea. Pentru ca nimeni să nu mai vorbească și să rămână pentru toate generațiile care vor veni după voi, acesta este argumentul meu, a spus Domnul, că eu am ales seminția aceasta. Și a venit fiecare, unul mai îngânfat decât celălalt, și-au pus sceptrele acolo și până dimineață, minune, toiagul lui Aron, deci seminția lui Levi, s-a transformat într-un copac, într-un migdal. La noi, în California, unde eu locuiesc, acolo cresc migdale. E un copac frumos, migdalul. Mierea de albină din migdale este extraordinară. Așa, amăruie puțin la gust, este foarte bună. Și când israeliții au văzut dimineața lucrul acesta, toți s-au uitat, e sceptrul meu? Nu. Ia lui Aron, leviții. Dar Biblia nu mai spune nimic ce s-a întâmplat mai departe, dar răsfoind în comentariile talmudice despre care vorbeam dimineață în cele 22 de volume, am găsit scris acolo, deci din tradiție orală, că Dumnezeu i-a zis lui Moise, spune-i lui Aron, deci așa spun rabinii, că s-a transferat din tradiție orală în tradiție orală, spune-i lui Aron să se ducă să cheme poporul să se uite, lasă ușa cortului deschisă, du-te în fața acestui migdal. Așa cum m-ai aruncat toiagul și s-a făcut șarpe și l-ai prins de codă și s-a făcut din nou toiag, acum du-te în fața acestui migdal și cu amândouă mâinile prinde-l de mijloc, așa, copacul acesta. Și ține-l așa prins de mijloc. Și sub ochii tăi și al poporului, migdalul acesta va începe să se micșoreze tot mai mult, tot mai mult, până când se va transforma din nou într-un sceptru. Cum a fost? Și spun rabinii, deci așa s-a transmis prin tradiția lor orală, s-a dus Aron, a făcut așa cum i-a poruncit Moise din partea Domnului și sceptrul acesta, copacul acesta, că nu putea să-l pună într-o cutie, copacul acesta, s-a transformat din nou într-un migdal. Poporul a căzut cu fața la pământ, spun rabinii, așa cum spune și Sfânta Scriptură, și Dumnezeu a zis, asta este mărturie, de aici încolo nu mai vreau comentarii pe tema aceasta. Pum! Și-a pus sceptrul în chivot, mărturie. Creștinul trebuie să fie un chivot cu mărturie în el. Amin. Care e mărturia? Sunt două lucruri care dau mărturia creștinului ca să fie un chivot real. Două lucruri. Primul este exemplul personal sau caracterul. Exemplul personal sau caracterul. Și hai să ne uităm în cuvântul Domnului. Ne uităm întâi la noi, la preoți, la păstori. Îi iau pe păstori prima dată. Dar să nu creadă cineva că este scutit, pentru că în gândirea lui Dumnezeu nou testamentară, fiecare este preot. Voi sunteți regi și preoți.
așa că este valabil pentru fiecare. Dar hai să ne uităm întâi la ce spune la păstor. Ce spune la păstor este valabil la toată biserica. 1 Timotei capitolul 3, versetele 1 la 7. 1 Timotei 3, 1 la 7. Și dați-mi voi să citesc acest pasaj pentru că este bine pentru zidirea noastră spirituală. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă răvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dați-mi voi să vă explic pasajul acesta un minut. În Biblie, când citim episcop în Noul Testament, de exemplu, în organizație în care eu fac parte, Church of God, la noi, la păstori, nouă ne spune episcop. Eu sunt episcopul Lazar Gou, deci după organizația noastră. Când Biblia spune episcop, spune păstor sau prezbiter. Când în Noul Testament păstorul este numit episcop, se are în vedere abilitățile lui administrative, pentru că episcop însemnează cel ce administrează, cel ce supraveghează. Când în Biblie păstorul este numit prezbiter, se are în vedere înțelepciunea cu care păstorul păstorește. Prezbiter înseamnă bătrân, bătrânul bisericii. Deci chiar dacă e tânăr, trebuie să aibă ca și gândirea și experiența unui bătrân în lucrul Domnului. Iar când păstorul este numit păstor, cu termenul acesta, se are în vedere inima cu care el lucrează. Deci episcop, administrația pe care o are, prezbiter, înțelepciunea cu care lucrează și păstor este inima cu care lucrează. Un păstor, fras păstor, nu rupe picioarele oilor. Dar să le spun ceva și la oi. Iar o oaie nu mușcă păstorul. Nu mușcă, că n-am auzit de oi să muște. Atunci nu mai sunt oi. Okay. Eu n-am zis nimic. Mergem mai departe. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav și să fie blând, nu gâlcevitor, nu iubitor de bani. Să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Dacă mergeți acasă, și am să vă rog să mergeți în pace acasă, dar să deschideți pasajul acesta biblic. Și când veți citi pasajul acesta biblic, veți vedea că Duhul Domnului, prin Apostolul Pavel, cere unui păstor să aibă 17 caracteristici distincte, dacă le numărați pe toate. 17. Vreau să spun că niciunul dintre noi nu le avem. 17. Dar să vă spun o taină. Din 17 caracteristici câte trebuie să le aibă un păstor, dar și un credincios obișnuit, doar 3 sunt de ordin spiritual. 3! Restul 14 de caracter. Caracter, să nu fie bețiv, să nu fie bătăuș, să fie primitor de oaspeți. Astea sunt probleme de caracter, frate, nu sunt probleme sfinte. Dacă nu-și ține limba în frâu, nu-i bun de păstor. Dacă povestește confesarea ta, nu-i bun de păstor. Caracter! De ordine spirituală este să fie fără prihană, adică sfânt, nu te poate face sfânt faptele tale sau eforturile tale decât sângele Domnului Iisus Hristos. Apoi cuvântul Domnului spune să fie înțelept. Nu este vorba de înțelepciune omenească, de abilități pe care le are cineva de manipulează pe oameni. Nu. Ci este înțelepciunea care vine de sus. Înțelepciunea care vine de sus. Citeam despre acest păstor care spunea, s-a dus în fața bisericii și a zis către biserică: fraților, ați observat că în ultima vreme eu vă vorbesc mai mult despre venirea Domnului? Îmi place subiectul acesta. Și știți de ce vă vorbesc despre venirea Domnului? Pentru că sunt convins că trăim vremurile din urmă. Și apoi unul din argumentele, fiți atenți, unul din argumentele pentru care eu cred că trăim vremurile din urmă, în cuvântul Domnului spune că în vremurile din urmă înțelepciunea va crește, fraților. Eu mă uit numai la mine. Era înțelept. Nu era nici de cioban bun măcar. Și apoi spune să fie blând. Blândețea e roada Duhului, nu este a oamenilor.
Nu este să fie moale, să fie blând. Restul este vorba de caracter. Un om al lui Dumnezeu, un soț temător de Domnul, o soție temătoare de Domnul, un păstor temător de Domnul, un credincios din biserică temător de Domnul, trebuie să fie un chivot cu mărturie, un om cu caracter. Amin? Amin? Nu prea sunteți de acord, da? Amin? Amin? Așa? Trebuie caracter. Și a doua dovadă a mărturiei că ai un chivot bun, pe lângă exemplul personal sau caracterul, este experiența personală. Este experiența personală. Frate Uniț, îmi cer scuze că am să vă folosesc dumneavoastră de exemplu. Mi-ați spus, și știu că eram aici în țară, v-a murit un fiu. Dacă eu vă răspundeam, fiți atenți acum, pentru că asta se întâmplă deseori între noi. Dacă eu vă spuneam, eu vă înțeleg cum vă doare. Frații mei, este un adevăr, eu nu înțeleg cum îl doare. Mie nu mi-a murit un fiu. Dacă n-ai trecut pe unde trece omul ăla necăjit, nu te duce și spune, te înțeleg, frate, și îl bați pe omă și după aceea te-ai dus. Mă, i-am făcut o vizită, l-am strâns în brațe, l-am bătut pe omă și am zis, te înțeleg prin ce treci. Pentru că dacă te-ai întâlnit cu un om flământ care n-a mâncat de 5 zile și tu ai mâncat acum la mează 3 grătare de nici, nu mai poți râde de sătul, dacă îi spui la, dacă zice, frate, n-am mâncat de 5 zile, te înțeleg, frate, nu spune că îl înțelegi când tu nu mai poți nici să gâfâi de sătul. Treci tu pe acolo prin 5 zile de foamete și vei vedea cum vei înțelege. De aceea este nevoie pentru mărturie experiență cu Dumnezeu. Experiență. Pentru că atunci când te duci să îmbărbătești pe cineva, să poți să duci experiență. Să duci experiența cu tine. În Statele Unite, în Chicago, a trăit un om al lui Dumnezeu. Poate unii dintre noastre l-ați cunoscut, nu știu dacă frate Gabi l-a prins, venind pe fratele George Galiș. L-a prins. În Chicago. Fratele George Galiș a fost un pionier al mișcării pentecostale române între noi, românii americani. În anul 1973 a deschis prima biserică română pentecostală în Chicago. Și m-am dus și l-am vizitat deseori pe acest om al Dumnezeu, am predicat pentru dânsul, am făcut servicii divine, am făcut stăruințe cu biserica pentru botezuri cu Duhul Sfânt și într-una din aceste vizite, fratele Galeș m-a luat deoparte după ce termina serviciul de vizite și a zis, frate Gog, atât mă bucur de mult când văd slujitori tineri ca dumneavoastră și ca oameni de vârsta dumneavoastră și faptul că sunteți educați și călătoriți și aveți experiență acum cu Dumnezeu. Pentru că eu mi-aduc aminte când am deschis biserica. Eram 19 credincioși pentecostali români în Chicago, ne-am întâlnit și am zis ce să facem. Și era în Detroit un frate maghiar din Oradea, fratele Petre Tivadar. Poate unii dintre dumneavoastră ați auzit de el, voi alții sunteți prea tineri să fi auzit de Petre Tivadar, orădenii cred că au auzit de Petre Tivadar. Și fratele Tivadar locuia în Detroit și a venit la noi și a zis, măi fraților, trebuie să vă organizați ca biserică. Și noi am zis, da, n-avem păstor, n-avem diacon, n-avem nimic, n-avem cântăresc, ce faci cu 19 oameni? Fraților, vă organizați ca biserică. Și ne-au obligat să ne organizăm. Și în ziua în care a venit să ne organizeze, într-o duminică, pe cei 19, spune fratele Galiș, frate Gog, pe mine m-a pus păstor. Eu nu m-am rugat odată în public, n-am cântat odată o cântare în biserică, că îi spăream și pe aia câți aveam de cântam, așa? Și n-am spus odată un cuvânt în public. Never. Niciodată. Dar m-au pus pe mine păstor pentru că eu vorbeam limba engleză și conduceam mașină, aveam și mașină și mai duceam pe oameni la servicii de emigrare, îi mai scoteam de pe la poliție și mă rog, vorbeam pentru ei. Asta era. Și au mai făcut pe un frate, îl cheamă Puiu Negreu, l-au făcut diacon. Și ne-a ordinat fratele bătrân pe amândoi. Frații tradiționaliști, începem serviciul divin duminica dimineața la ora 9, până la 12. Păi ce să faci la 9 la 12, frate Gog, zice că se ducea câte unul dintre noi să țină ora de rugăciune. Spunea câte știa și câte trecea prin cap
Și apoi venea rândul nostru, că trebuia să predicăm. Îi puneam să cânte pe frate Gog până regușau. Numai să nu rămână timp să predic, pentru că era frică de moarte să mă duc acolo să le spun ceva, că nu știam ce să le spun. Și uite așa, deci au trecut câteva luni de zile. Și după aceste luni de zile, fratele Negrău, diaconul bisericii, care a fost ordinat odată cu dânsul, a căzut jos și a leșinat. Și l-am dus la doctor de urgență, l-au pus la reanimare, l-au pus pe aparate acolo și după o săptămână m-a sunat doctor, pentru că vorbeam bine englezește, nu? Și a spus, vreau să vorbesc cu păstorul și cu soția acestui om. Și am luat soția mea, soția fratelui Negrău și ne-am dus la doctor. Și doctorul a zis așa, domnul Negrău, de când v-ați simțit așa mai slăbit? Și a zis, fratele Negrău, păi de vreo 8 luni de zile, domnul doctor. Și apoi, de ce n-ați venit mai repede la noi? Păi, domnul doctor, eu n-am venit mai repede, eu am două geaburi, două slujbe, am 11 copii. Și lucrez și ziua și noaptea, pentru că eu nu vreau să le dea statul de mâncare la copiii mei. Eu vreau să le dau eu de mâncare la copiii mei. Și de aceea n-am venit. Și doctorul a zis, îmi pare rău, domnul Negrău, să vă spun că de aici încolo, probabil că statul o să le dea de mâncare. Dumneavoastră mai aveți câteva săptămâni, pentru că aveți un cancer în organismul dumneavoastră atât de avansat încât și în creier v-a ajuns. Și a zis, ne-a luat de pe picioare. Am plâns cu fratele, am plâns toți patru, ne-am dus acasă, l-am lăsat la spital, acolo pe aparate, la reanimare. A venit duminica. Duminica, păstorul merge și vizitează oile, bolnavi. Și a zis, m-am dus să-l vizitez pe fratele Puiu Negrău. Am ajuns în curtea spitalului și acolo, în curtea spitalului, am început să mă cert cu Domnul. Mă fiți atenți acum. Și am zis, Doamne, Tu m-ai împins din spate să fiu păstor. La ce bun? Că de predicator nu știu să predic, de rugat nu mă știu ruga ca, așa ca pentru biserică, pentru mine, da? Nu știu cum se face o ungere cu un de lemn, că n-am văzut niciodată. Și probabil că în biserica de Iisus nu s-a făcut acolo în Arad, unde s-a născut dânsul. Acum, dacă eu mă duc la omul ăsta, la muribundul ăsta, așa, se certa cu Domnul. Și de ajung la el în salon și cumva își adună forțele care le mai are și mă întreabă, frate Galiș, ai un cuvânt din partea Domnului pentru mine? Eu n-am avut niciodată o vedenie sau o prorocie. Ce-i spun, Doamne, la omul ăsta? Ca și când m-ar fi băgat Domnul în seamă. Nu mi-a zis nimeni nimic, nu mi-a răspuns nimeni nimic. Și am început să-mi plâng de milă, frate Gog, acolo în parking-ul spitalului. Cred că am plâns o oră. După ce am plâns o oră și m-am săturat de plâns, am zis, ok, nu-mi răspunde Domnul, nu-mi răspunde. Mă duce și eu îi citi un psalm, dar am intrat iar în dilemă. Ce psalm să-i citesc la omul ăsta? Ce psalm să-i citesc? Am zis, Doamne, spre rușinea mea te întreb din nou, dar ce psalm să-i citesc la omul ăsta? Că nu știu care să-i citesc, ce-i s-ar potrivi lui? Și acum ascultați. Așa că, frate Gog, am deschis Biblia să caut un psalm, să știu când ajung acolo sus ce să citesc. Am deschis Biblia și minune, mirare. Amândouă fețele Bibliei, observați că sunt albe scris cu negru, erau negre complet. Nimic scris în Biblia mea. M-am uitat și am zis, Doamne Dumnezeule, dar ce, am orbit? Că nu mai văd. M-am uitat pe geam, afară văd. Acum nu văd în Biblie. Și am zis, bai cu mine. Și în timp ce mă uitam în Biblie, am văzut pe pagina din dreapta cum un foc se ridică din Biblie și parcă împinge pagina în sus. Și niște litere de foc au apărut în Biblia mea și scria în felul următor. Du-te și spune-i că nu va muri, ci va trăi. M-am speriat. Am închis Biblia și am zis, Doamne, nu te supăra pe mine. Dacă asta a fost o minune din partea Ta, eu nici nu știu unde a fost deschisă Biblia, Doamne, că am deschis-o să caut psalme. Eu deschid din nou, dar de se întâmplă și a doua oară tot la fel, atunci înțeleg că Tu mi-ai vorbit. Am deschis, frate Gog, Biblia.
amândouă paginile negre. După câteva secunde, iară a ieșit scrisul acela de foc, de aur, din Biblie. Du-te și spune-i că nu va muri, ci va trăi. Tot îndoielnic am rămas, frate Gheorghe. Și atunci am zis către Domnul, Doamne, nu te supăra pe mine, fac și eu ca și Gedeon. Dacă mai faci o dată, mă duc. S-a târguit cu Domnul. Și a treia oară, același lucru. Am închis Biblia și am zis, Doamne, îți mulțumesc. Și acum, ca semn că Tu mi-ai vorbit, vreau să vedem cum se întâmplă dacă deschid Biblia din nou a patra oară. Când am deschis-o a patra oară, Biblia era normală. Toate lucrurile la loc. M-am dus în salon la fratele Puiu Negreu. Mi-a auzit pașii pe coridor și când am intrat în ușa salonului, auziți, cum s-a rugat el jos, omul acesta și-a adunat puterile, și-a pus cotele pe pat și cu o voce foarte stinsă a zis, frate Galiș, ai un cuvânt din partea Domnului pentru mine. Și când a zis cuvintele acestea, a zis, am început să plâng și am zis, am știut că Domnul mi-a vorbit. Și cuvântul pe care l-am din partea Domnului este acesta, du-te și spune-i că nu va muri, ci va trăi. Și acum m-am dus să mă rog cu el. A fost comic, n-am știut cum să-i fac ungere cu un de lemn. Așa că am luat sticluța și am turnat-o aproape toată în mână și l-am frecat pe cap, frate Gog, e și perna i-am frecat-o. Fratele Galeș a murit cu 3 ani în urmă și fratele Puiu Negreu trăiește și astăzi. Pentru că la 2 zile după aceasta a fost externat fără cancer și fără cancer este și astăzi. Aleluia! Ce trebuiește? Mărturie! Du-te și îmbărbătează dacă știi să îmbărbătezi. Dar trebuie să treci, să fii coborât până în valea umbrei morții. Și după ce ai fost ridicat de acolo, du-te și stai în fața poporului, stai în fața familiei, stai în fața copiilor deznădăjduiți. Și spune, nu vă temeți, tata a trecut pe acolo, mama a fost pe acolo, dar Dumnezeu ne-a ridicat. Și atunci ai putere. Ai putere. Și în al treilea rând și în ultimul rând, creștinul trebuie să fie un chivot cu mesaj. În chivot trebuia să fie tablele legii, mesajul lui Dumnezeu către Israel. Mesajul lui Dumnezeu către Israel. Chivotul, tu și cu mine. Tu ca părinte, ca mamă, ca păstor, ca membru în biserica lui Dumnezeu. În lumea aceasta căreia vrea să-i vorbească Dumnezeu, trebuie să fii un chivot cu mesaj. Care e mesajul nostru? Ce mesaj cere Dumnezeu de la chivotul acesta, templului Dumnezeu? Să nu credeți că e doctrina penticostală. Nici doctrină baptistă, nici doctrină ortodoxă. Mesajul nostru, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu este o doctrină. Mesajul nostru e o persoană. Amin. 1 Corinteni 1 cu 23, Sfântul Apostol Pavel spune, dar noi propovăduim ce? Pe Hristos cel răstignit. Amin. Du-te la lumea aceasta cu cuvântul Domnului și cu Iisus Hristos. Aleluia. Și ajunge. E suficient. Pentru că aici este puterea. Aici este izvorul vieții. Aici este transformarea. De ce Iisus este mesajul nostru? Pentru 3 argumente. Primul este că în Iisus este pocăința. Fapte 5 cu 31 spune că el a fost trimis ca să dea lui Israel și lumii întregi pocăința. Pocăința nu este în biserica penticostală, nu este în biserica romano-catolică, ori în biserica ortodoxă, ori în orice biserică. Pocăința este în numele lui Iisus Hristos. Amin. Și toți oamenii au acces la pocăința în Iisus Hristos. De aceea, el este mesajul nostru cu care vorbim lumii de afară în numele lui Dumnezeu. Al doilea argument este acesta. În Iisus Hristos este nu numai pocăință, în Iisus Hristos este putere. El este singurul care a putut să spună, Matei 28 cu 18, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cine are toată puterea? Iisus Hristos.
Nu o are păstorul, nu o are prorocul, nu o are apostolul, nu o are nimeni. Toată puterea o are unul singur, este Iisus Hristos. Du-te la lumea aceasta care este disperată, care este deznădăjduită și spune: vreau să-ți vorbesc despre unul care are putere. Are putere să învieze morții, are putere să vindece bolnavi, are putere peste toate lucrurile, pentru că El este Domn, mărit să fie numele Lui. Aleluia. Și al treilea argument pentru care Iisus este mesajul nostru, pe lângă pocăință și pe lângă putere, în El este perspectiva vieții. Perspectiva vieții. Cuvântul Domnului spune: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Dacă vrei o perspectivă bună, este aceasta: să știi că este Iisus cu tine. Îți vă dau un exemplu personal. Când cu 5 ani în urmă mi-am pierdut cunoștința și am intrat în comă, după ce mi-am revenit, după 5 zile, și v-am spus la cuvântul supranatural al vindecării divine prin ungere cu un de lemn, la distanță de 1600 de kilometri, medicii m-au mai supus la un tur de analize medicale după 2 săptămâni după ce am fost externat. M-au chemat înapoi și mi-au făcut niște analize profunde și mi-au zis așa: domnul Gog, creierul nostru este curat, nu găsim nimic să aveți vreo problemă. Încă a venit la mine o nepoată, mi-a făcut 7 RMN-uri la creier și a spus: arată toate bune, nu este nicio problemă în creierul dumneavoastră. Și a venit o nepoată crescută în America, 18 ani, vorbește mai greu românește, pentru că așa e școala, și se exprimă mai greu. Și a venit și a zis: unchiule, unchiule, am încercat să vorbească românește, este drept că ți-a făcut 7 RMN-uri la cap și nu ți-a găsit nimic în cap? E drept, e. Și a spus doctorii: dar am găsit, domnul Gog, am găsit ceva în inima dumneavoastră. Aveți o gaură în inimă care nu s-a închis din ziua când v-ați născut. Trebuia să se închidă atunci. Aveam 56 de ani atunci, acum am 62, vă mulțumesc. Și a spus: este mare problemă cu gaura aceasta în inima dumneavoastră, pentru că se amestecă sângele oxigenat cu cel neoxigenat, nu aveți oxigen suficient la creier. Am înțeles, domnule doctor Gog, că noastră călătoriți foarte mult și doctorul a fost foarte deschis și a spus: vă spun eu, într-o zi noastră muriți pe avion, pentru că presiunea de acolo din avion nu o să vă facă bine la creier și la inimă, și neavând oxigen suficient o să muriți pe avion. Așa că va trebui să avem grijă de inimă acum și vă dăm timp 2 luni de zile să vă reveniți fizic și după 2 luni de zile veniți la noi. Și avem 2 opțiuni pentru dumneavoastră, ne auziți. Când veniți la noi, după 2 luni de zile, vă duce soția, că eu n-am putut să mai conduc mașina, așa am fost de afectat de boală. Vă punem pe patul de spital de operație, pe masa de operație. Vă adormim și o să vă introducem prin gât, prin esofag, o cameră specială care o putem ghida să meargă în spatele inimii. Și camera aceasta o să vă filmeze inima în lucru. Dacă gaura din inima dumneavoastră, după cum arată acum pe aceste 7 RMN-uri, este numai de 8 mm, cum credem că este și cum se vede aici, atunci facem următorul lucru. Printr-o arteră intrăm cu un cablu până în inima dumneavoastră și trecem în peretele de dincolo al inimii. După ce am trecut în peretele de dincolo al inimii, introducem un alt cablu cu o umbreluță în vârf. Și după ce am trecut umbreluța dincolo de peretele inimii, o deschidem și o tragem dintr-o dată. Și se lipește peste gaura inimii. Așa că, domnule doctor Gog, veți fi cârpit pentru 15 ani. Trebuie să mă duc să mă cârpească acum. Dacă este mai mare de 8 mm, trebuie să vă deschidem pieptul, să vă oprim inima și să vă operăm. După 2 luni de zile, într-o zi de marți, soția m-a luat și m-a dus la doctor. 3 chirurgi cardiovasculare au venit și m-au pregătit și m-au pus pe masă de operație. Însă, duminică seara,
Tu, la încheierea serviciului divin pe care l-am urmărit în direct pe internet, că nu puteam să mă duc la biserică, un prieten american care ne-a vizitat, după ce a predicat cuvântul Domnului, s-a rugat și la rugăciunea finală a zis așa: și acum, Doamne Dumnezeule, așa cum te-ai atins de creierul pastorului Gog și l-ai vindecat și nu are nimic pe creier, te rugăm cu umilință, atinge-te și de inima lui, să nu o deschidă doctor, închide-o tu și îți mulțumim. Atât s-a rugat. Atât. M-au pus pe masa de operație, m-au adormit să mă pregătească pentru nu știu care procedură. După 45 de minute m-am trezit pălmuit și scuturat și unul dintre doctori a spus: Dr. Gog, Dr. Gog, we are very confused, suntem foarte confuși, Dr. Gog. Eu am deschis ochii, eram mai confuz decât ei, că nici nu știam unde sunt, încă cu anestezia în mine. Mi-au mai pus ei ceva acolo să mă facă mai happy, mai fericit, iar m-au scuturat: Dr. Gog, Dr. Gog, we are very confused about you, suntem foarte confuși cu privirea dumneavoastră. Și atunci m-am trezit și am zis: dar de ce? Păi zice, uitați-vă aici, 7 filme. Aveți pe fiecare o gaură de minimum 8 mm în inimă. Și uitați-vă pe filmul de astăzi. Inima dumneavoastră s-a vindecat singură la loc. Amin. Cum s-a întâmplat, Domnule, lucrul ăsta? Atunci m-am trezit de-a binelea. Și am zis, știu cum s-a întâmplat. M-a vindecat Domnul Iisus, Dumnezeu, la rugăciune. Unul dintre ei, care era budist, s-a uitat în ochii mei și a zis: I believe this is God. Eu cred că Dumnezeu a făcut aceasta. Nu doi creștini, unul budist a spus lucrul acesta. Eu cred că Dumnezeu a făcut lucrul acesta. În Dumnezeu este perspectiva vieții. Amin. În Iisus este perspectiva vieții. Oamenii au spus că mă cârpesc, Iisus m-a vindecat. Va face și cu tine, va face cu orice cine. Dar mergând din locul acesta, vrând să ai o familie mai sănătoasă, o mărturie personală mai bună, față de soție, față de soț, față de copii, față de biserică, față de societate, Dumnezeu așteaptă de la tine și de la mine să fim un chivot sfânt. Un templu lui Dumnezeu, care să funcționăm ca un chivot prin care Dumnezeu să-și comunice mesajul dragostei lui la lumea de afară. Și prin acest chivot, chivotul acesta să fie, ca să fie folositor, plin de mană, plin de cuvânt. Să aibă o mărturie vie în el, că Dumnezeul nostru este viu și face minuni, dar noi să fim oameni de caracter. Și de asemenea să aibă mesaj în el. Și mesajul nostru de fiecare dată să nu fie eu-ul nostru, nici doctrinele care le avem, ci mesajul nostru să fie persoana Domnului Iisus Hristos. Fie cuvântul acesta o pricină de zidire, o pricină de bucurie pentru Biserica Domnului, o pricină de transformare, de înnoire și de învățare, pentru ca familiile noastre să arate diferit și pentru ca bisericile noastre să arate diferit. Amin? Amin. Ne ridicăm în picioare. Rogă-te Domnului împreună cu mine și spune: Doamne, vreau să fiu și eu un chivot sfânt. Te rog, pune în mine dragoste pentru cuvântul Tău și umple-mă de mană cerească. Te rog, Doamne, dă-mi o mărturie vie, îmbracă-mă în caracter sfânt și dacă Tu mă treci prin valea umbrei morții, ridică-mă de acolo să pot să îmbărbătesc și eu pe alții. Și te rog, Doamne, fă să locuiască Iisus Hristos în mine, pentru ca cine se va uita la mine, copiii, soția, soțul, prietenii, colegii de business, de școală, de facultate, să nu mă vadă pe mine, ci să-L vadă pe Iisus Hristos prin mine. Amin? Ne rugăm Domnului. Haleluia!